Bueno. Salut! Prognoza pe weekendul acesta este destul de optimistă, ca mine, de altfel. Se întâmplă lucruri interesante în oraș, deci nu vom sta în casă. Așa cum pisica își schimbă blana toamna, ne schimbăm și noi garderoba duminică la pisici. Potrivit surselor, peste 700 de persoane vin la Charity Yard Sale pentru a ajuta pe copiii de la Asociația Little People. Muzeul Popas găzduiește de luni până vineri o expoziție de caricaturi la care vor fi prezenți 300 de artiști naționali și internaționali. În toate cele 3 zile, aceștia vor executa caricaturi ale celor peste 1000 de persoane anunțate. Cod Galben de scurtmetraje. Casa Artelor din Piața Unirii găzduiește weekendul acesta Timi Short, un festival de filme scurte, dar cu bătaie lungă. Peste 1200 de persoane și-au declarat prezența pe tot parcursul evenimentului. Temperatura crește vineri seara în zona centrală. Sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire cu Sud-Carpați și Zdob și Zdub, unde s-au anunțat peste 2000 de persoane. Street Food Festival îmbracă haine de toamnă și revine în aceeași locație, în Parcul Rozelor, cu preparate pe alese, concerte și vin să ne încălzim. Peste 8000 de mâncăcioși vor să servească masa completă. Eu sunt Adina și... Subscribe! Cam atât! Subscribe!